îmi spuneți, ce înseamnă fiarul pentru dumneavoastră? Cred că cea mai bună inițiativă pe piața de asigurări din România, lăudabil, an de an se vede o îmbunătățire și un plus de valoare. Iar anul acesta aș vrea să vă felicit practic pentru inițiativa de a avea ceva specializat pe partea de fraudă în asigurări și cu multe implicații chiar pe asigurări auto. Spuneți-mi, care sunt consecințele pe piața asigurărilor când apare frauda, spălarea banilor? Ce se întâmplă de fapt? Sunt două noțiuni diferite, partea de fraudă, partea de spălare a banilor. Ea afectează cu siguranță atât pe asigurător cât și pe cetățeanul de rând cu rând, pentru că până la urmă toate aceste costuri se regăsesc în primele de asigurare. Și acum în an de criză este un număr mai mare al fraudelor? Într-un an de criză, cu siguranță, toate statisticile arată că infracționalitatea crește. Sigur că ea se vede și în partea de fraude în asigurări. Acum companiile de asigurări nu fac decât să-și investească mai mult timp, mai mulți bani în capital uman, practic, da, și a dezvolta diverse programe de a stopa acest fenomen, ca să spunem așa. Și în urma conferinței ați stabilit niște reguli, termene sau nu știu, aveți o idee despre cum să derulați lucrurile de acum înainte? Aș puncta ca pe un lucru extrem de bun implicarea poliției și în special a brigăzii specializate pe partea de fraudă în asigurări în cadrul Poliției Române. Mă bucur că s-a strâns practic o legătură și va trebui să continuăm.